harul și pacea să vă fie înmulțite. Ce frumos începe Apostolul Petru această epistolă și așa de bine ne vorbește în această seară. Iubiți frați și surori, am văzut de o bucată de vreme că în adunare este așa o stare de frică, se aleg pasaje ca Psalmul 11, fugi în munții noștri ca o pasăre, sau joi seară, Psalmul 27, un psalm al lui David în care el își propune să iasă în toate biruitor, dar era urmărit de această frică, de această stare de îndoială, oare este Dumnezeu cu noi sau nu? Chiar și cântările din seara aceasta, cred că și noi asta ați văzut, când problemele vieții mă apasă și când mi-e sufletul obosit, sau cântarea care se cântă mai mult la mormântări, care a cântat-o acum, am cântat-o împreună cu fanfara. Aș vrea să gândim altfel. De aceea Domnul mi-a pus pe inimă pasajul acesta din cartea Apostolului Petru. Puneți-vă toată nădejdea. Asta vreau să înțelegem în această seară. Dar sigur, noi trebuie să ne uităm întâi la ce a făcut Dumnezeu, care sunt argumentele pe care să le arătăm oamenilor care se îndoiesc, care se tem, argumentele cu care să înfruntăm pe diavolul, care va veni cu frica, căci frica este de la cel rău. Cel care este copilul lui Dumnezeu nu trebuie să se teme, să se teamă. De aceea aș vrea, iubiți frați și surori, să ne uităm în Scriptură, să nu ne asemănăm cu contemporanii Domnului. Au venit la el și au spus, Doamne, să vezi ce s-a întâmplat în Ierusalim. Au venit niște galilieni și au adus jertfă. Și chiar în locul de închinare, Pilat a amestecat sângele jertfei lor cu sângele lor. Parcă-i prea de tot. Și atunci Mântuitorul a trebuit să le spună, așa cum și nouă ne-a spus astăzi dimineață, sigur e o continuitate, le-a spus, pocăiți-vă. Cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață ne-a spus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Orice ar veni, orice s-ar întâmpla, ne încredem în El. Cuvântul lui Dumnezeu este puternic, este un scut tare. Dumnezeu este un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Numele Lui să fie binecuvântat. Și atunci Mântuitorul le-a spus, credeți că acești galileni au fost mai păcătoși decât ceilalți? Eu vă spun nu. Dacă nu vă veți pocăi toți, veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul Siloamului. Silo înseamnă trimis. Și tot ce derivă de la cuvântul acesta făcea referire la cel ce avea să vină, la trimisul, la Silo, Shilo, unsul, trimisul, scăldătoarea Siloamului, turnul din Siloam. Cine știe ce tradiții mai aveau și, așteptându-l pe Mesia, se cumpărau foarte mult locuri de morminte pe Muntele Măslinilor spre răsărit și acum este un loc unde sunt multe morminte, pentru că ei știu că atunci când va veni Mesia, va sta cu picioarele lui pe Muntele Măslinilor și ei vor și așteaptă această înviere. Doamne, dar chiar turnul Siloamului să se dărâme și să moară 18 oameni. Erau speriați. În fiecare zi auzim că mor peste 50 de oameni în acest război, în medie. Și ne speriem. Suntem speriați de cheltuieli, suntem speriați de energie, nu știu ce va mai fi la iarnă și culmea și meteorologii anunță că va fi o iarnă foarte grea și începem să ne îngrijorăm într-un fel sau altul. Iată, iubiți frați și surori, ce frumos începe Apostolul Petru epistola lui și am meditat și am făcut comparație între începutul epistolei întâi și începutul epistolei a doua. Sunt în legătură. Și la momentul respectiv, sigur, acum ne uităm la începutul pasajului în această seară și s-a spus deja aici, eu mă frământ mereu la exprimarea aceasta, aleșii care trăiesc ca străini. Adică noi suntem copiii lui Dumnezeu, suntem aleșii cerului, dar suntem ca niște miei în mijlocul lupilor. Suntem înconjurați de oameni care nu cred, ne iau în râs, ne bajocoresc frumosul nume pe care îl purtăm. Poate ești apostrofat că ai copii sau știu eu care sunt argumentele oamenilor, a vecinilor. Într-un fel sau altul, suntem o priveliște pentru lumea aceasta și trăim de multe ori ca niște străini, deși suntem aleși ai cerului. Domnul să ne facă să înțelegem aceasta. Mă uit și am găsit în cartea Evreilor o altă exprimare, asemănătoare, dar parcă mult mai înaltă, în Evrei, capitolul 11. Eu să fac referire și la pasajul acesta din cartea Evreilor, pentru că acolo sunt două categorii de oameni. Dumnezeu laudă credința lor, dar unii au fost izbăviți și unii nu. Iată ce spune cartea Evreilor la această categorie de oameni și îi încadrează și spune așa: ei de care lumea nu era vrednică, aleși. Am notat aici oameni de calitate, oameni speciali, oameni care trăiau pentru cer. Dar iată cum îi descrie mai departe: au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin pește, prin căpăturile pământului. Mai înainte spunea despre cei cu credință, că este capitolul credinței, da? Ea este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Noi nu știm cum Dumnezeu va lucra, nu vedem încă. Cum va face? Vom culege mană ca și evrei? Se poate și asta. Se poate și asta. Poate Dumnezeu să poarte de grijă. Eu mi-aduc aminte și mi-am imputat așa, că am povestit lucrări din viața de familie, cum Dumnezeu a dat biruințe și nu simple și nu puține. Și cu exactitate, matematica lui Dumnezeu. Și am povestit în altă parte și mi-am imputat așa, cum să nu spun în biserica mea aceste lucruri. Aș vrea să vă încurajez. Mi-aduc aminte, în 92 am cumpărat lapte praf mai mult pentru băiețelul de atunci, bebelașul de atunci, care acum este căsătorit și are la rândul lui un băiețel și el. Aveam salariul undeva la vreo 34.000, așa mergeau atunci. M-am uitat în cartea de muncă, ce vă spun bine documentat, că mi se părea și mie ciudat, așa mergeau salariile și tot felul de decrete și așa mai departe pentru indexarea salariului. Și am dat 26.000 de lei, am luat mai mult lapte praf. Și a doua zi am găsit în cutia poștală un plic cu 26.000 de lei. Cine l-a pus acolo? Cine a știut cât am dat eu? Și m-am gândit, dacă eu dau 26.000 din 34 cât e salariul, ce mă fac? M-am gândit, n-am spus soției mele pentru că ofeream de stările mele, poate de necredință sau de îndoială sau de frică. Dar Dumnezeu este un Dumnezeu puternic, numele Lui să fie binecuvântat. Am avut o lucrare într-o zi, și asta mai încoace, când deja era deschis Kauflandul, în 2007, dacă nu mă înșel. Am avut o lucrare că ți se va face o nedreptate la servici, dar să nu cârtești. Și a venit într-o zi șefa de servici și a spus: directorul vrea să-ți taie din salariu. Nu știu cine te-a reclamat în sfârșit. Și eu am spus: știu. Ea s-a uitat așa la mine. Când a venit fluturașul de la, când ne dădea, așa se numește fluturașul, o hârtiuță mică în care erau toate impozitul și așa mai departe, salariul brut, net și așa mai departe, rețineri, toate erau prinse într-o hârtiuță foarte mică. Și când a venit salariul cu fluturașul cu minus 300 de lei, a doua zi a venit un mandat poștal, nu știu de unde, vă mărturisesc, Dumnezeu mi este martor, cu un mandat poștal cu 300 de lei. Cine a socotit asta? Cine a făcut așa o exactitate? Cine este matematicianul acesta care știe așa de bine ce probleme avem? Slăvit să fie Domnul! El știe să poarte de grijă. Nu vă îngrijorați, frate. O să plătim și facturile, o să treacă și iarna asta, dar avem partea noastră de făcut. Iată, vă spuneam că citesc în cartea Evreilor și Îmi place așa de mult să citesc aici, să citiți și dumneavoastră împreună cu mine. Prin credință au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie. Mergem mai departe, alții au suferit, și trece acum la categoria de care am și citit o parte, da? Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferăstrăul. Spune tradiția că Isaia se pare că s-a ascuns într-un arb, într-un pom, într-o scorbură, și Manase, apostatul acela, unul din cei mai răi împărați al lui Israel, a dat ordin să se taie pomul cu ferestrăul și a fost tăiat, așa spune, cel puțin așa am citit, sper să nu greșesc, a fost tăiat în două cu ferestrăul. Da, așa citim. Uciși cu pietre, au murit uciși de sabie. Deci în prima categorie au scăpat de ascuțișul sabiei și în a doua categorie, da, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei de care lumea nu era vrednică. Și ascultați, aici am vrut să ajung. Toți aceștia, și primii, și următorii, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Slăvit să fie Domnul! N-au căpătat încă, ne așteaptă pe noi. Cum ne punem noi alături de oamenii aceștia? Ce credință avem noi? Apostolul Petru este foarte atent și mai ales ne avertizează că această credință pe care noi o avem trebuie să fie încercată. Nu este o credință teoretică. Și evaluează această încercare și spune ceva valoros de preț. Nu uită să ne spună, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Leagă foarte bine și face o conexiune între credință și mântuire. Citesc mai departe. În ea, în această mântuire, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Vin aceste încercări, nu știm exact cum vor fi, ce natură, de ce ne vom lovi, care va fi cea mai grea încercare, noi nu știm. Dar suntem păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință. Credem că Dumnezeu va fi cu noi și este cu noi. Numele Lui să fie binecuvântat. Pentru că, spre deosebire de cei din Vechiul Testament, noi avem niște argumente, niște aturi în plus. La momentul respectiv o să ne uităm la astea. Încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă, pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul, care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Ce se va spune când va veni Domnul Iisus? Despre tine, despre mine. Am fost niște văicărici, ne-am văitat într-una? Am fost niște plângăcioși? Ați avut copii care plâng într-una? Mi-a venit o nepoată și am crezut că nu mai pleacă. A plâns într-una. Nu știai ce să-i faci, nu știai ce să-i dai. Sunt copii plângăcioși. Sunt creștini care se plâng într-una. E un Dumnezeu mare pe care îl avem. Numele Lui să fie binecuvântat. Poartă de grijă păsărilor cerului și iarba de pe câmp, crinii, atât de frumos spunea Mântuitorul că nici Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Să ne încredem în acest Dumnezeu. Încercarea credinței noastre va avea ca urmare lauda, slava, cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El, fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit a credinței voastre mântuirea sufletului. Iată legătura, conexiunea dintre credință încercată, pusă la probă, testată prin foc, încercări, lipsuri, nevoi, necazuri, de tot felul, și mântuirea sufletelor noastre. Așteptăm această mântuire. Se spunea dimineața, acesta este Domnul care ne-a mântuit, să ne bucurăm că ce-a venit mântuirea Lui, numele Lui să fie binecuvântat. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor lor săruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhului Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Aici este ordinea, fraților. Întâi vine încercarea, întâi vine proba și apoi slava. Întâi vine durerea și apoi mângâierea. Citim despre Domnul Iisus și citim uneori așa cu emfază: Domnul l-a găsit cu cale să-L drobească prin suferință. Și când vine rândul nostru să fim testați, ne doare, strigăm, chemăm frații la rugăciune, trimitem bilete și așa mai departe. Unele bilete sunt o adevărată epistolă în care iese în evidență spaima noastră și durerea noastră. Și noi toți trecem prin aceleași necazuri. Haideți să ne uităm la Domnul și să nu uităm că Dumnezeu l-a făcut pe Domnul Iisus desăvârșit prin suferință și nu ne va duce și pe noi la desăvârșire, ba da, numele Lui să fie binecuvântat. Așteptăm să ajungem împreună cu El, să ne bucurăm împreună cu sfinții. Observați, acești proroci au fost foarte dezamăgiți când au constatat că ce au prorocit ei, ce li s-a descoperit lor, nu era pentru ei. Au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetării și căutării lor stăruitoare și ei cercetau să vadă ce va fi, cum va fi, și lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneam aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propăit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimiși din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Când ai citit ultima oară în Scriptură? Vineri am avut o seară de tineret la Iermata, au fost foarte mulți din zonă, din vreo 6-7 biserici, și predicatorul invitat povestea de o întâmplare, un tânăr de la seminar undeva în Statele Unite i-a scris mamei lui: trimite-mi bani, mami, nu am, cu tare, cu tare. Și mama i-a trimis o Biblie. S-a necăjit și iar a scris o scrisoare la mama: mamă, dar eu ți-am cerut bani, tu mi-ai trimis o Biblie. Și mama i-a răspuns: citește Biblia. Iarăși scrisoare, iarăși răspuns: citește Biblia. Și în Biblie mama a pus la Psalmul 20 $100, la Psalmul 23 încă $100 și multe locuri din Scriptură, în total vreo $500, și el tot scria la mama și mama îi spunea: citește Biblia. Ce vreau să vă spun, stimați ascultători? Pentru toate problemele care apar, pentru toate problemele care ne frământă, este răspuns în Scriptură. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și este de folos. Numele Lui să fie binecuvântat. Citiți această Scriptură. În această Evanghelie chiar îngerii doresc să privească. Nu este o exagerare. De multe ori îngerii întreabă, prea înalte: cum vei face? Cine va merge să răscumpere neamul omenesc? Cum se va lucra mântuirea celor de pe pământ? Care este planul pe care îl vei desfășura, stăpâne, preanalte, sau alte expresii în care îngerii îl venerează pe bună dreptate, pe Creatorul, pe Dumnezeu, Dumnezeu cel preanalt, numele Lui să fie binecuvântat. Haideți să înțelegem aceasta, iubiți ascultători, și să începem o nouă etapă în viața noastră cu citirea Cuvântului Lui Dumnezeu. Doamne ajută! Căci după aceea vine partea noastră. Da, avem argumente puternice, proroci au profeții despre harul care va fi adus, de aceea spune în continuare de la versetul 13, asta e partea noastră, de aceea, pentru că sunt atâtea lucruri frumoase pe care Dumnezeu l-a desfășurat pentru noi, cu prioritate față de prorocii din Vechiul Testament. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre. Fiți foarte atenți, stimați ascultători, că diavolul vine întâi la minte. Omul este mai rațional, are mai multă rațiune decât credință. Da, dar eu am atâta salară, fac atâta-i curentul, atâta-i gazul, atâta-i apa, știu eu. Și omul este atacat la minte. Întâi vine la nivelul cugetului. Așa vine și ispita, spune Iacob. De aceea sună foarte frumos pentru noi în această seară. Încingeți-vă coapsele minții voastre. Iată ce spune Iacob, da? Despre modul cum nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit, apoi pofta când a zămislit dă naștere păcatului. Deci vine la nivelul minții și pofta dă naștere, la nivelul minții dă naștere păcatului, îți pare că e dulce, că e atrăgător, te face curios. Trimit tinerii câte un bilet din ăsta de întrebări și se apropie așa de zona interzisă. Și Domnul spune prin Duhul Sfânt, nu vă apropiați de terenul străinului, nu vă duceți pe lângă cale, nu lărgiți calea. Și apoi spune Iacob, și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Nu vă lăsați atrași, nu vă lăsați momiți, nu lăsați ca mintea să domine și supuneți-o Duhului, supuneți-o credinței. Credem că Dumnezeu este Cel care lucrează, de aceea încingeți-vă toate coapsele minții voastre, fiți treji, puneți-vă toată nădejdea. Doamne ajută! Să ne punem toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos, ca niște copii ascultători. Nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. Eu am vorbit odată la o evangelizare și fratele respectiv undeva în județul Bihor am vorbit și am spus cât se poate vorbi în poporul român despre neștiință. Căci Dumnezeu, așa era pasajul, Dumnezeu nu ține în seamă de vremurile de neștiință. Se poate vorbi în România despre neștiință? Nu știi ortodoxii ce înseamnă păcatul? Nu știi ortodoxii că este păcat să te divorțezi? Ba da! Se poate vorbi, că noi așa îi chemăm la evangelizare și le spunem Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. Poporul român, cât se poate vorbi despre neștiință? Când 90% s-au declarat creștini. Nu vă mai lăsați târâți în poftele care le aveați altădată când erați în neștiință, în necunoștință, în lumea aceasta, sub influența patimilor, a alcoolului, a drogurilor și așa mai departe. Nu vă mai lăsați. Ci după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Și este dat un citat din Vechiul Testament, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Aceasta este deviza Vechiului Testament. Am putea concentra tot ce a spus Dumnezeu în Vechiul Testament, în lege, în proroci și în psalmi, ca să sistematizăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum l-a prezentat Domnul Iisus, și concluzia era, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Lucrurile s-au schimbat în bine. Când a venit Mântuitorul și când i-a învățat rugăciunea Tatăl nostru, evreii nu spuneau lui Dumnezeu Tată. Nu aveau această apropiere. Când se exprimea un evreu despre Dumnezeu, avea expresia aceasta, Sfântul unic, binecuvântat să fie numele Lui. Așa spune, atât. Când a venit Mântuitorul și ucenicii a spus, Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Când vă rugați să spuneți, și este frumoasa rugăciune, Tatăl nostru care ești în cer, ce frumos! O schimbare s-a produs, fraților, slăvit să fie Domnul. Și spune și Petru, da? Și dacă chemați ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele Lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Una din problemele care au apărut în materie de credință în bisericile noastre este că a dispărut frica. Oamenii nu mai au frică. Își permit foarte multe. Ne mirăm ce repede s-a stricat lumea, ce repede se strică pocăiții, ce repede coboară în jos stacheta. Ne mirăm. Nu mai este această frică. Ce a spus judecătorul nedrept, parcă e actual acum. De oameni nu mă rușine, de Dumnezeu nu mă tem. Așa a spus. Cam asta este deviza oamenilor firești din vremea noastră. Dar dacă chemăm ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, purtați-vă cu frică în timpul privilegiei voastre. Un al doilea argument mai puternic. Deci unul este Tatăl nostru, un argument puternic. Suntem copiii Lui, nu ne lasă. Ne-a spus prin cuvânt, voi fi cu voi. În Isaia 41:10, nu te teme că eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare că eu sunt Dumnezeul tău. Eu îți vin în ajutor, eu te sprijin cu dreapta mea buriitoare, slăvit să fie Domnul. Un verset de încurajare pentru noi, Isaia 41:10. Mai departe, un al doilea argument. Știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați. Am devenit oameni valoroși în ochii lui Dumnezeu. Avem preț în ochii Lui. Am fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăm de la părinții noștri. Am fost răscumpărați cu sângele scump al lui Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără pată. Numele Lui să fie binecuvântat. Un argument puternic. Iubiți frați și surori, suntem prețuiți în ochii lui Dumnezeu. Suntem săpați în palmele Domnului Iisus. Mai mult decât atât, Domnul Iisus este la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Avem un mare preot care mijlocește. Avem un mijlocitor. S-a dus să ne pregătească un loc și a spus așa, mă duc să vă pregătesc un loc, dar nu vă las orfani. Vă trimit un alt mângâietor, paracletos, apărător, avocat al apărării, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, care este cu noi în toate zilele vieții noastre. Doamne, ajută-ne! Citim mai departe, El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin El sunteți credincioși în Dumnezeu, care L-a înviat din morți și a dat slavă, pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Cu asta vreau să închei, este versetul 21, se încheie așa de frumos, avem această credință, ne ancorăm în El, nu ne lăsăm, ne facem partea noastră și aș vrea, fraților, dacă tot se vorbește despre aceste vremuri grele, aș vrea să venim mai mulți marța la rugăciune. Cum vreți să trecem noi biruitori peste aceste vremuri atât de grele? Reduceți din alte acțiuni. Toți avem același timp, 24 de ore. Sigur, sunt cazuri, sunt scutiri, dar eu mă mir ce diferență este dintre prezența de acum, aș putea o numi o oră de maximă audiență, da? Și prezența de marți sau de vineri. Dacă tot vin oamenii și ne aduc știri, dacă tot povestim unul la altul de turnul din Siloam sau de galilienii măcelăriți de Pilat, vorbesc în pilde, da? De problemele care le avem acum, haideți să venim mai mult la rugăciune. David spunea, eu alerg la rugăciune. Asta a fost baza, pe asta s-a bazat David, o iau înaintea zorilor. Așa spune psalmistul. De aceea, haideți să începem pe ne-a apropia mai mult de Dumnezeu, nu uităm, da, citim cuvântul lui Dumnezeu, facem din asta o prioritate de fiecare zi. O spuneam și o spun celor care vin la mărturisire, au probleme și spun, știi ce? Începe și citește dimineața cum poți un verset, 2, 3 și meditează la el. Dacă nu reușești să-l reții cât de cât, scrie-l pe un bilet. Ți-a dat Domnul în dimineața aceea un verset special de încurajare, scrie-l pe un bilet și ia-l cu tine și când ești pe tramvai, când mergi în acțiune, ai probleme, te uiți la el. N-ai voie să te uiți când conduci o mașină, n-ai voie să distragi atenția cu alte lucruri. Dar sunt atâtea posibilități în care să ne uităm pe acest cuvânt al lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, marea majoritate de aici o spun așa cu toată responsabilitatea. Cred că ne uităm mai mult la celular, la telefon, la site-uri și așa mai departe, nu dau nume în sfârșit, decât la Biblie, decât la cuvânt. Și atunci e normal să vină depresia, e normal să vină frica și îndoiala. Oare ce va fi? Cum se va face? Dumnezeu va purta de grijă, dar noi trebuie să ne facem partea noastră. Cuvântul lui Dumnezeu, când ești necăjit și apăsat, strigă către Domnul, cântă. Pavel și Sila erau în temniță, cel mai neprielnic loc. Unde să cânți acolo? Și mai mult decât atât, păreau așa cum să cântăm noi, îmbătuți, plini de sânge, cu vânătăi. Dumnezeu nu ne-a apărat, ce să cântăm? Pavele, cântăm ceva. Da, Sila, cântăm. Și Dumnezeu a onorat cântarea lor și s-au mișcat temeliile temniței și le-au căzut lanțurile de la mâini. Dumnezeu a făcut o evangelizare specială și a mântuit pe temnicer și deținuții au auzit despre acest Dumnezeu mare și puternic. Iată, în situații dificile, în situații grele, cântă. Memorează 2-3 strofe dintr-o cântare, ia-le cu tine. Cântă în surdină, cântă în gând, cântă între colegi, să te găsească șeful cântând. Molipsește-i pe cei din jurul tău. Le spuneau mari preoți la ucenici, ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră. Da, molipsește-i pe cei din jurul tău de cuvântul lui Dumnezeu. Spune un verset, chiar dacă nu sunt curioși, așa pare că nu sunt curioși. Eu când lucram și încă sunt pe grupul de servici, m-au păstrat încă pe grupul de servici și când pe grupul de servici mai aruncă câte ceva, eu le pun un verset, să face liniște, nu mai scrie nimeni nimic, nici glume proaste, nici... Gata, s-a terminat. Când vine sarea, care cuvântul lui Dumnezeu ca o sare, voi sunteți sarea pământului și lumina lumii, când vine sarea să întrerupe orice proces de stricăciune, de alterare. Noi suntem chemați să vindecăm apele acestei lumi. Doamne, ajută-ne la aceasta. Suntem chemați să influențăm lumea din jurul nostru, să le arătăm oamenilor că ne încredem în Dumnezeu și să o facem pe deplin și El va răsplăti încrederea noastră. Când vom spune, Doamne, El va spune, iată-mă, ce minunat! Puneți-vă toată nădejdea în Dumnezeu, citind cuvântul Său, cântând spre slava lui Dumnezeu și rugați-vă, rugați-vă neîncetat, și aici, și acasă, și oriunde puteți, Domnul să ne dea putere să-i facem voia Lui și negreșit, într-o zi ne vom întâlni cu cei tăiați în două cu ferestrău, cu cei care au murit uciși de pietre, cu cei care au pribegit prin munți și prin pustiuri și orice s-ar întâmpla, vom fi totdeauna cu Domnul. El să ne ajute.